Motor Winery este cea mai premiată cramă din Republica Moldova. În cei 27 de ani de la fondare, vinăria a obținut aproape 2000 de medalii adunate din lumea întreagă. Sunt ale dumneavoastră, le vă rugați pe debuit. Ați participat la acest concurs? Începând cu anul 2017, producătorii din Republica Moldova au devenit tot mai activi în participarea la concursuri internaționale, iar Fautor este un lider în acest sens. Este bine de știut că unele tipuri de vinuri sunt mai populare în cadrul concursurilor internaționale. Am observat că foarte mult plac și de obicei permanent se întorc cu medalii vinurile dulci, mă refer aici la vinurile de desert, dar și vinuri roșii, cupaje. Cel mai renumit cupaj din colecția Fautor Winery este vinul Negre, produs din două soiuri autohtone de struguri, Feteasca Neagră și Rara Neagră. În luna mai 22 a obținut titlul de cel mai bun vin roșu din lume la concurs mondial de Bruxelles, unde a concurat cu încă 5.000 de vinuri roșii. Concursurile internaționale de vinificație, deși necesită investiții și efort, aduc multe avantaje. Prin participarea la diferite concursuri și obținând rezultate înalte, noi nu doar promovăm imaginea companiei, ci promovăm chiar și soiurile autohtone. Importatorii foarte mult accentuează, pun preț pe rezultatele de la concursurile internaționale. Atât calitatea vinului, cât și ambalajul lui este foarte important pentru noi. Și suntem siguri că la fel și pentru consumatorul final. Iar atenția la detalii și curajul de a experimenta cu soiurile de struguri fac diferența, spun administratorii vinăriei. Fiecare vin are povestea sa în spate, fiecare etichetă este elaborată cu multă migală și mi-aduc aminte că cineva spunea la acest capitol, când a văzut cum noi elaborăm o etichetă, a zis că noi elaborăm o etichetă de parcă creăm o mașină nouă.